Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Sunt Cătălin Ganera și vă prezint mijloace specifice pentru dezvoltarea forței, și anume forța dinamică segmentară. Tema se adresează clasei a 5-a, competenței generale numărul 2, și anume utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-3, recunoașterea exercițiilor simple pentru dezvoltarea calităților motrice de bază. Capacitatea motrică cuprinde deprinderi motrice care pot fi de locomoție, manipulare și stabilitate, la care se adaugă calitățile motrice de bază, și anume viteza, îndemânarea sau capacități coordinative, forța și rezistența. Forța reprezintă posibilitatea organismului de a ridica, transporta, împinge, trage unele greutăți pe baza contracției musculare. Ea se poate dezvolta pe toată durata anului școlar. Locul în lecția de educație fizică este înainte de veriga, revenirea organismului după efort. Nu este recomandată planificarea dezvoltării forței în aceleași lecții cu dezvoltarea rezistenței. Formele de manifestare ale forței sunt forța maximă sau absolută, forța în regim de viteză sau explozivă și forța în regim de rezistență. Forța poate fi generală atunci când se referă la forța întregii musculaturi a corpului sau specială când se referă la forța anumitor grupe musculare solicitate de specificul disciplinei sportive. În clasa 5-a, dezvoltarea forței va urmări forța dinamică segmentară și forța dinamică segmentară în regim de rezistență. Forța dinamică segmentară reprezintă forța rezultată în urma contracției musculare care produce mișcarea corpului sau a segmentelor. Principalele segmente ale corpului sunt membrele superioare, adică musculatura brațelor, membrele inferioare, adică musculatura picioarelor, și trunchiul, unde putem acționa pentru musculatura abdomenului și a spatelui. Forța dinamică segmentară, mijloace, exerciții pentru dezvoltarea musculaturii membrelor superioare. Stând cu fața la perete, la distanță de aproximativ 1 metru, cădere înainte cu sprijinirea palmelor pe perete și revenire în stând prin împingere în brațe. Sprijin culcat facial pe banca de gimnastică. Tracțiuni în brațe simultan, apoi alternativ cu câte un braț, prin alunecarea corpului pe bancă. Exerciții individuale sau pe perechi cu diferite obiecte. Sticle de plastic umplute cu apă, benzi elastice, mingi medicinale, bastoane, etc. Ridicarea și coborârea brațelor prin diferite planuri, lateral, înainte. În fiecare mână este ținută o sticlă din plastic de diferite dimensiuni, 0,5, 1 litru, 1 litru și jumătate, 2 litri, umplută cu apă. Greutatea sticlelor se va alege în funcție de posibilitățile fizice ale fiecărui elev. Se vor realiza câte 10 repetări pentru fiecare exercițiu. Variante.
se pot folosi exerciții pentru membrele superioare cunoscute din cadrul verigii, influențarea selectivă a aparatului locomotor, realizate cu sticle în mâini. Câte doi, față în față, un picior înainte, cel opus brațului care execută mișcarea. Tracțiuni cu un braț asupra unei benzi elastice ținută de un coleg care opune o forță. După 10 repetări, se realizează aceeași mișcare și cu brațul celălalt. Variante. Cu un braț îndoit sau întins din diferite poziții, chemuit, pe genunchi, etc., tracțiuni cu bandă elastică în diferite planuri. Exercițiile se pot executa și folosind ambele brațe. Câte doi, față în față, un picior înainte. Cu o minge medicinală de 1-2 kg, pase cu două mâini de la piept. Greutatea mingii și distanța dintre elevi vor fi stabilite în funcție de posibilitățile fizice ale acestora. Variante. Se pot realiza și alte tipuri de pase, cu două mâini dinainte jos, cu o mână din dreptul umărului, cealaltă mână sprijină mingea și altele. Forța dinamică segmentară, mijloace, exerciții pentru dezvoltarea musculaturii membrelor inferioare. Stând, genoflexiuni sau semigenoflexiuni pe ambele picioare sau pe un picior. Mers, diferite variante și anume ghemuit, fandat, etc., înainte, lateral, dreapta sau lateral, stânga. Diferite tipuri de sărituri pe un picior sau pe ambele picioare. Pe verticală, orizontală, adâncime, trepte sau laterale, singulare sau consecutive, pe obiecte sau de pe obiecte, de exemplu banca de gimnastică, cu sau fără obiecte, de exemplu corzi de sărit, bastoane, benzi elastice, individual sau cu partener. Mers ghemuit. Mers fandat. Și sărituri succesive. Diferite tipuri de sărituri de o parte și de cealaltă a unei linii, pe un picior sau pe ambele, lateral dreapta sau stânga, înainte înapoi. Mijloace sau exerciții pentru dezvoltarea musculaturii trunchiului. Musculatura abdomenului. Din poziția culcat dorsal, sprijin înapoi pe coate sau mâinile pe lângă corp sau la ceafă, ridicarea și coborârea simultană sau alternativă a unui picior sau a ambelor în diferite poziții, la verticală sau la 45 de grade. Forfecarea picioarelor în diferite planuri, vertical, orizontal, cu sau fără încrucișarea acestora. Cu partener care fixează gleznele sau cu vârfurile picioarelor sub ultima șipcă a scării fixe a spalierului, ridicarea și coborârea trunchiului la 45 de grade sau la 90 de grade. Ca variantă, ridicarea și răsucirea trunchiului spre dreapta sau spre stânga. Pentru musculatura spatelui, din poziția culcat facial, cu mâinile sub bărbie sau la ceafă, sau brațele pe lângă corp sau întinse înainte, cu partener care fixează gleznele sau cu vârfurile picioarelor sub ultima șipcă a scării fixe a spalierului, ridicarea și coborârea trunchiului. Un alt exercițiu, prinderea gleznelor
cu mâinile rulări înainte și înapoi pe piept abdomen, așa numitul exercițiu bărcuța. Exerciții pentru musculatura abdomenului. Cu partener și exerciții pentru musculatura abdomenului fără partener, forfecările. Exerciții pentru musculatura spatelui. Hai. Lasă gura deschisă, respiră. În final, două exerciții pentru dezvoltarea musculaturii mai multor segmente. Stând cu spatele la un partener, transmiterea prin răsucirea trunchiului a unei mingi medicinale de 1-3 kg. Se poate folosi și un bidon cu apă. Se dezvoltă musculatura membrelor superioare și a trunchiului. Trasul frânghiei. Se dezvoltă musculatura membrelor superioare, inferioare și a trunchiului. Materialele filmate au fost realizate la școala gimnazială cu clasele 1-8, numărul 1, Cernavodă, județul Constanța. Mulțumiri elevilor îndrumați de profesor de educație fizică și sport, Daniel Băietu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.